Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Sioce a început excelent anul competițional 2021. La campionatele naționale de seniori de la Buzău de săptămâna trecută, sportiva legitimată la Steaua a cucerit 2 medalii de aur la simplu și dublu mixt și una de argint la dublu feminin. La concursul încheiat duminică, Bernadette a avut parte de un suporter inedit, cățelul său Moxie din rasa Pomeranian. În vârstă de 4 luni, Moxie a intrat în viața sportivei steliste la finalul anului trecut și o însoțește peste tot la competițiile din țară. La campionatele naționale de tenis de masă pentru seniori de la Buzău, sportivii clubului Steaua au cucerit în total 11 medalii. Cum a fost prima competiție din 2021? A fost o competiție la care mă așteptam să îmi apăr titlurile cel puțin și bineînțeles să îmi iau revanșa la dublu fete, dar din păcate n-am reușit și tot locul 2 am obținut. În final de simplu ai jucat împotriva Elizei Samara, colega ta de club și de la lotul național. Cum a fost? Nu este ușor să joc contra colegilor mele. Toate ziua ne antrenăm împreună, suntem în cantonamente, la concursuri, mereu suntem o echipă. Acum, din păcate, trebuia să fim adversare, care fiecare și-a dorit titlul și eu am fost foarte pozitivă pentru că și am trecut tot cu ea mișca finala și am vrut să arăt că acolo mi-este locul. Ai obținut 2 titluri naționale la Buzău, la simplu și la dublu mixt. Ce crezi că ai avut în plus față de celălalt de adversare? M-am accidentat înainte de naționale, dar asta nu m-a oprit din nimic și mi-am dorit foarte mult să particip, chiar dacă am avut niște dureri groaznice. Am trecut prin multe în viață cu accidentări și am fost foarte bine motivată. La Buzău ai avut parte de un suporter inedit. O să te rog să ne-l prezinți. Bineînțeles, Moxie sâmbătă a stat în cameră 10 ore săracul singur. Când m-am dus în cameră, era supărat pe mine și am zis hai că duminică când joc finale și semifinalele să fie acolo, a fost cu minte, s-a uitat la meciurile mele, se bucura când mă duceam la el și a fost cu minte. Are 4 luni, am primit acum 3 zile și de vreo 2 luni jumate l-am. Ce competiții importante mai în acest an până la Jocurile Olimpice? Primul concurs care l-am este Open-ul Qatarului. După cum știe toată lumea, sunt Jocurile Olimpice, care este visul meu să aduc o medalie pentru mine, România și Steaua și sper să reușesc. Abonați-vă la canalul de YouTube la Steaua TV. Forța Steaua!